Dar tu ce faci? Te pregătești de ceva? Da, mă, evident că mă pregătesc de ceva. Vă știți la ce emisiune vă uitați mai bine decât Lili, care și-o și prezintă. Pentru că în momentul ăsta, în platoul nostru... Adevă, frumos, dă-mi un glas. Hai, gata, gata, momentul a intrat ăsta. Alexander Florescu! Bună dimineața! Dar a venit însoțit! Stai un pic, nu ne cunoaștem. Nu știu, eu nu dau mâna neapărat cu oameni necunoscuți. Adriana, Adriana, eu sunt Șurubel, mă bucur foarte tare. Sper să nu fii mai bună decât mine la ora de sport astăzi. Astăzi e Miss și Mister Fitness. Vom păi atunci eu zic să nu vă încurc. Eu mă retrag aici lângă papanaș. Tu le-ai câștigat oricum pe toate până acum. Eu le-am câștigat. Așa zice lumea, vorbește lumea. În această dimineață am venit împreună cu Adriana să le arătăm celor de acasă cum pot tonifia sau dezvolta zona inferioară, și anume posteriorul, atât pentru fete cât și pentru băieți. Și eu apreciez foarte mult acest lucru, pentru că vrei să-mi dai o mână de ajutor să le arătăm și băieților cum fac exerciții. Nu, este greșit spus, vreau să-ți dau o mână de ajutor. Eu vreau să fiu mai bun decât Adriana astăzi. Eu de-aia am venit. Atunci să începem exercițiile, să vedem cine este cel mai bun. Da? Așa. Și cine câștigă Miss sau Mister Fitness? Ideea este cum judecăm posteriorul la final. Cine a câștigat? Lili ne poate ajuta? Da, sigur că da. Eu voi fi în juriu astăzi. Voi juriza acest minunat concurs. Bun, hai să-i dăm bătaie, Alexandru. Zine ce să facem. Adriana? Bun. Începem cu... I got you. Am pregătit 7 exerciții pentru zona inferioară, așa că mi-aș dori tare mult să începem prima dată cu o greutate, genuflexiune sumo, da, așa o numim. Asta pe care scrie 15 kg? 15 kg, da. Dacă nu ești obișnuit cu greutăți, poți face la liber. Păi așa ușor a ridicat, stai. Hai mă, serios. Bă, nu e ușoară deloc, bun, jur. Depărtăm picioarele, vârfurile către exterior, bun. Umerii pe spate și flexăm picioarele. Hai, coborăm și genuflexiune. Exact, umerii pe spate, genunchiul să nu depășească vârful piciorului. Hai, și. Bun, perfect. Bun. Acest exercițiu... Ușor cu pantalonia, știi ce zic? Vezi că crapă. Începem cu 8 repetări și creștem. 10, 12 repetări sau maxim 15, da? În funcție de nivelul nostru pe care îl avem. Continuă. Da, așa, asta zic, că ea stătea. Hai, ai văzut că se odihnea? Așa, foarte bine. 4, 3, dar tu auzi cum pâine? 2, 1, stop, de la pantaloni. Nu-mi place materialul, trebuie să folosești alt material pentru pantaloni. Ele-i genunchiul meu, Alexandru. A, genunchiul, n-am știut. Atunci nu folosim, dacă avem probleme cu articulațiile, nu folosim greutăți, încercăm să lucrăm cât mai mult la liber. Și de aceea, vă invit să vă întindeți pe spate, pe salteluță. O să las asta jos? Da, te rog frumos. Doamne, știu. Bun, mi-a plăcut cum ai așezat-o. Da, da, am aruncat-o. Mi-ai aruncat-o foarte bine. Ne așezăm pe spate, fără elastic, picioarele îndoite pe sol. Bun, ridicăm un picior sus. Bun, spatele așa, drept, capul pe spate, piciorul de sprijin pe călcâi și ridicăm bazinul sus. Ridică și menține acolo. Menține. Excelent. Bun. Bun. 4, 3, 2, 1 și începem 8 repetări. Urcăm, coborăm și urcăm. Exact. Asta pentru ce? Exercițiile astea pentru ce? Pentru fesier. Lucrează foarte bine zona posteriorului și, bineînțeles, activăm gluteul și femuralul. Glutenul în bucătărie, poate. Bun, celălalt picior. Hai, ridicăm bazinul sus. Haide. Și menține acolo 8 secunde. Da. Să știi că e perfect. Ok și băieții plâng câteodată. Și dacă te vedem perfect, că o să plâng, să știi că nu o să te judecăm. Atenție, coborâm. Hai, și 1, 2. Nu plâng, asta e sudoare. 3, coboară. 4, așa, foarte bine. 5, 6, 7 și 8. Ține sus fesierul, strânge lucrează acolo. Lucrează glutenul. 4, 3, 2, 1, stop. Excelent. Ha. Bravo, Șuru, bravo. Foarte bine. Ha. Cum e, Adriana? La tine? Bine. Bun, hai să mergem aici la canapea. Vă uitați la emisiunea Vorbește Lumea, vă luați un accesoriu, fie ganteră, ce aveți pe acasă. O sticlă de 2 litri. Exact. Ne poziționăm și avem pas fandat aici, da?
Hai, și te vezi că astea sunt foarte grele. Asta pare ușor, asta te, ușor. Spatele drept, ușor, hai să vedem. Hai. Cu dreptul sau cu? Cu dreptul. Așa. Mai în față piciorul stâng. Mai. Hai, Adriana, tu poți să începi. Gatera în cealaltă mână. Hai. Și, atenție, coborâm. Hai. Flexăm. Hai. Flexăm ușor, ușor, ușor. Hai. Și, coboară. Spatele drept. Și, mare grijă când executăm acest exercițiu, să nu depășim genunchiul peste vârf, vârful piciorului, Adriana, pentru că putem pune presiune pe articulație. Hai, vă țin pe amândoi de mână. Hai. Și, așa, bravo, excelent. 4, 3, 2, 1, stop. Excelent, lăsăm repede gântăruța, trecem la următorul exercițiu. Alexander, vrei, da, vrei un papanaș ca să te mai îmbunezi? Mi-aș dori tare mult, da, însă suntem la antrenament. Poate după antrenament, știți de ce? Papanașii sunt buni după antrenament. Sunt. Da. Serios? Dacă facem un antrenament greu de picioare, da, trebuie să ne revenim. Cum ne putem reveni? Mâncând ceva foarte bogat caloric. Și acest papanaș te poate ajuta. Dar hai să trecem la următorul exercițiu, că stăm foarte mult de vorbă și tu vrei să te odihnești. Vorba lungă. Punem banda elastică deasupra genunchilor. Așa? Ambele picioare. Hai. Așa. Ne răsucim în poziție de patru labe. Opa, opa, asta sună interesant. Opa. Bun, 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 așa? Bun. Poziție de patru labe. Spatele drept. Te, da, stau cu fața la Adriana. Așa, picioarele puțin depărtate. Așa, depărtează exact. Și acum ce facem? Piciorul întins în aer și scurt. Așa, așa, perfect. Spatele drept, brațele întinse. Bun, așa, Alexander, perfect. Răspund sincer, eu n-am văzut vreodată un mascul în sală să lucreze așa ceva, exerciții din astea. Păi, dar dacă, nu avem, dacă nu avem greutăți, trebuie să-i dăm acest accesoriu. A, da, da? Dacă, și oricum șurul... Ca să îngreunăm exercițiul și să aibă rezultat. Dacă, corect, nu poate face la liber fără niciun fel de bandă elastică. Da, Lili, spune, te rog, scuză-mă. Te doare spatele, mămică? Nu, bine, nu, te pup. Te-ai cam brat. Atenție! Atenție, stop! Hai, repede, trece la următorul exercițiu, dăm banda jos, elastică, te rog frumos. Ăsta sper că e ultimul. Da, probabil. Vedem acum. Hai. Bun, luăm gantera de 5. Tu o ții la nivelul pieptului aici, da? Ne poziționăm în pas pandat în interior. Urc și cobor. Păi, Adriana, de, da, ce nu face? Acum, îi dau greutatea. Vreau... Eu am două în plus față de tine. Vreau mai în interior piciorul. Acolo, așa. Hai, și, perfect. Hai. Brațele, exact. Așa, la șurul, fel. Atitudine, 15 atitudine. Repetări pe un picior, 15 acum pe celălalt. Atenție. Stop. Hai repede și cu celălalt. Da, vreau să stai drept, atenție la poziție, la postura, hai, stăm amândoi drept, hai să arăt cum ne poziționăm, fii atent. Tu, Adriana, poți să continui, hai, și ducem piciorul, așa, vârful rămâne în față, da? Da. Exact, și piciorul în interior și flexezi ambele picioare, hai, și coboară, ăsta e, perfect. Așa, mare grijă la genunchi, da? Hai, Alexander, coboară. Am o rugăminte la tine, cât timp ei lucrează, te poți uita în cameră și poți spune, votați, vorbește lumea la premiile. Vă rog frumos să votați. Așa. Vorbește lumea la premiile TV Mania. Vorbește lumea, da? La premiile, zi. La premiile TV Mania, da? Dragii, da, mei, nu uitați să votați pe Lili și pe Șurubel. Și pe Bogdan. Vă rog. Vă dau frumos să ne votați. Nu mai gata asta, cum mai pot. Repede. Mai... Adriana, ai câștigat. Adriana, luăm banda elastică. Nu mai gata. Gata, câștigătoarea, marea câștigătoare. Poți să ridici, tu să ridici mâna? Hai, ține-ne așa pe amândoi. Este... În afară de marea Bogdan, care a participat alături de noi în această dimineață la antrenament. Este... Adriana, îmi pare rău, dar Șurubel! Exact! Bravo, amândoi, bravo, felicitări, dragii mei, ați făcut un super antrenament, sunt mândru de tine, pe zi ce trece ai reușit să evoluezi, da, la partea exercițiilor și de aceea mâine când voi veni în platou, da, trebuie să te pregătești pentru că avem un exercițiu pentru brațe și abdomen. Știi ce nu mă așteptam? Ce faci, măre? M-am dat pe fiecare aici, la ambinătură. Bine, da, mulțumim, Alexander. Mulțumim. Și terorizează-l în continuare.